Un cutremur de 7 grade pe scara Richter a zguduit în această dimineață Bucureștiul și Iașul, potrivit unui scenariu pus la punct de Ministerul de Interne. La ora 8:04 a fost alertat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a cerut sprijin tuturor subunităților din țară. Cadrele ISU-OLT s-au mobilizat și au trimis ajutoare către zonele afectate. Alarma s-a dat la 8:04. Conform scenariului, s-a produs un cutremur de 7 grade pe scara Richter, care a afectat Bucureștiul și Iașul. Pentru intervenție au fost mobilizate toate inspectoratele din țară. ISU-OLT a participat la această acțiune cu 4 autospeciale de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere, 2 ambulanțe SMURT și 2 autocare, în total fiind mobilizate 120 de cadre. În cât timp au venit de acasă cei care au fost chemați? Conform planurilor de alarmare, avem 60 de minute pentru a ne mobiliza și pleca spre acțiune. Exercițiul are 2 obiective importante. Este testat conceptul de intervenție după incendiul de la colectiv și timpii de răspuns în cazul unei situații de urgență. Mii de cadre din toată țara au fost angrenate în acest exercițiu, au fost implicate toate autoritățile responsabile în astfel de situații de urgență, IGSU, spitalele, ambulanța. Și Forța Armată a fost angrenată în această acțiune care va scoate la iveală capacitatea de intervenție în situații excepționale.